Muzica purifică sufletul de praful vieții de fiecare zi, spunea Pablo Picasso. Bună seara! Sunteți la Arte, Carte și Capricii, locul dumneavoastră de întâlnire cu oameni care, prin ceea ce fac, dăruiesc în fiecare zi frumosul celor din jur, pentru ca praful să nu se aștearnă asupra existenței noastre. Vă invităm și astăzi să vă colorați sfârșitul de săptămână în culorile artei, răsfoind cărți pline de substanță și răsfățându-vă cu un mic capriciu. Ne găsiți și pe Facebook, /Arte, Carte și Capricii, acolo unde vă așteptăm aprecierile și comentariile. KSB Academica, o nouă inițiativă educativă în România. Ludovic Armin Cora, un important muzician român care și-a construit cariera în străinătate, a decis să revină în România și să contribuie la îmbogățirea și dezvoltarea patrimoniului cultural românesc și internațional prin educație muzicală. Astfel a decis înființarea unei academii de muzică la Sinaia, unde să predea câțiva dintre cei mai mari profesori de profil din lume. Proiectul Kronstadt Sinaia și Buștenia Academica este un proiect educațional și cultural cu scopul de a promova patrimoniul românesc și pe cel internațional prin educație muzicală. Instrumentele pe care noi ne axăm sunt flautul, oboiul, clarinetul, fagotul, cornul, deci și alămurile, în general instrumentele de suflat. Bun. Această idee a pornit din dorința de a aduce ultimele noutăți care există pe plan internațional în țară. Asta nu înseamnă că în țară nu se întâmplă lucruri la nivel internațional, dar din contră. Festivalul George Enescu este un update formidabil. Avem onoarea de a fi pe primele locuri la categoria Festivalul de Muzică Clasică. Este o imensă șansă pentru țara noastră și un privilegiu de a fi deja printre primii. În luna aprilie am primit o invitație din partea dirijorului Leonard Boga, un prieten bun al meu și al culturii românești, un dirijor extrem de priceput și care își merită locul de onoare în galeria tinerilor artiști români. Invitația lui a fost pentru un masterclass de oboi. Am ronțuit un pic acest subiect și am spus, Leo, sună banal, hai să dezvoltăm subiectul. Și în colaborare directă cu el, am dezvoltat în prim proiect Academia de Muzică Sinaia. Pe urmă m-am gândit, măi, eu sunt brașovean, doresc să dezvolt și la Brașov, mai sunt niște locații superbe și în Bușteni. Am parteneriat strategic cu Castelul Peleș din Sinaia, cu Casino Sinaia. Am mutat proiectul la Brașov cu Centrul Cultural Reduta. Îi mulțumesc foarte frumos domnului director Marius Cisar pentru sprijinul enorm de care a dat dovadă. Direcția culturală din Brașov s-a implicat cu logistica, cazarea cursanților la cea de-a doua ediție, că acum ne-am raportat deja la a doua ediție. 10 cursanți la a doua ediție, 14 cursanți la prima ediție. Vor urma masterclass-uri în luna august, iertați-mă, perioada 1-15. Configurația oboi, flaut, clarinet, fagot, corn, trompetă. Care sunt cerințele pentru un tânăr artist care își dorește să vină la aceste cursuri? Motivare profesională, educațională, până la capăt. Noi îi ajutăm. Deci, practic, trebuie să depună o cerere de înscriere online. Există o rezervare pentru curs cu o anumită taxă, care din această taxă noi reușim să plătim anumite detalii administrative, dar nu în totalitate. Deci încerc să calculez situația financiară în așa fel ca să vină studenții, cursanții spre noi, iar în cazurile extreme acord burse.
Deci, nu trebuie să ne fie rușine să cerem o bursă. Bursa nu este pentru oamenii sărați sau oamenii marginalizați de societate. Bursele sunt o trambulină și o posibilitate pentru viitorii muzicieni. Aceste practici sunt răspândite în toată lumea. Trebuie să facă parte și din cultura acestui popor. Și ONG-urile și fundațiile care activează în România cred că ar trebui să dea o mult mai mare atenție acestor tineri în toate domeniile de activitate, pentru că eu mă refer strict la generația tânără. O generație superbă, copii care au o deschidere totală. Noi avem de învățat de la ei și, bineînțeles, și ei de la noi. Aștept și o colaborare la nivel național. Bine, eu acum nu pot să-mi permit să rog fundații sau instituții de cultură să mă caute, nu. Eu sunt prea mic ca proiect. Mă voi dezvolta, bineînțeles, totul se face în timp. Sunt onorat să vă am alături în acest demers. Vă mulțumesc foarte frumos pentru tot ceea ce faceți pentru noi. Repet, este un proiect non-profit. Este o dedicație muzicală, educațională pentru tinerii muzicieni din țară, iar eu ceea ce pot să fac este să-i promovez la nivel național și internațional.